Primăria Capitalei a anunțat că au fost pregătite 328 de utilaje care au intervenit duminică noapte după ce meteorologii au anunțat soare. Potrivit reprezentanților primăriei, operatorii de salubritate au aplicat material de rapant pe tot parcursul nopții, iar utilajele au fost poziționate în mai multe zone ale Capitalei. De asemenea, astăzi, primarul general Gabriela Fira a convocat comandamentul de iarnă la sediul primăriei municipiului București. Decizia vine în contextul în care capitala, dar și mai multe zeci de județe, se află sub mai multe avertizări de cod galben de vremerea până luni seara. Veștile de la meteorologii nu sunt tocmai bune nici pentru perioada următoare. Va fi vremerea și în zilele ce urmează. Marți și miercuri s-ar putea să apară poleiul.